Un accident de circulație a avut loc marți după amiază pe strada Victoriei din Târgu Jiu. Un pieton a fost lovit de o mașină. Potrivit polițiștilor, un șofer de 49 de ani din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei, a acroșat un bărbat de 50 de ani din localitatea Dănești. Acesta a traversat strada prin loc nepermis și nu s-a asigurat corespunzător. Niciunul dintre ei nu consumaseră alcool. Bărbatul accidentat este în stare stabilă la spital.